Înainte de a proceda la numarea acestor certificate, vă rog să mă permite să fac câteva aprecieri asupra acestui subiect. În primul rând, aș vrea să remarc ce implicație în desfășurarea alegerilor. A fost un proces electoral expus, care a început la sfârșitul lunii septembrie și pe celelalte autorități și instituții publice cu atribuții în organizarea scrutinului electoral și datorită contribuției acestor instituții, circunscripția electorală numărul 10 Buzău a putut să finalizeze procesul de constatare a rezultatelor votării și comunicarea rezultatelor. Domnul Adrian George Scutaru, candidat USL, a dobândit mandatul de deputat, este un membru mai vechi al Parlamentului României. Dacă îmi permiteți, nu de fapt, pentru că în prima dată am venit și o doamnă pentru noi în Parlament. Poate are un legitimci copia. Colegiul nominal numărul 7 a fost atribuit la redistribuire un mandat de deputat domnului Preda Florin Cezar. Nu este prezent astăzi, este cineva prezent în partea organizației. Mandatul i-a revenit domnului Teodorovici Orlando Eugen, îl cunoașteți, este candidatul SL, consilier al primului ministru Victor Ponta. Îi adresăm felicitări.
duce ca îndeplinire mandatul. Poate și-o pot duce să-i vină? Bună, sunt din Iu, pe toată doamnă Ca un parlamentar care am obținut cel mai mare număr de voturi la aceste alegeri, vreau să-i asigur pe buzoieni că în ceea ce mă privește nu-i voi face de rușine și voi promova proiectele pe care eu le consider că sunt benefice județului Buzău, cele care au fost expuse și în vara acestui an. Și cred că împreună cu Consiliul Județean vom găsi soluții pentru ca aceste proiecte să prindă viață și locuitorii județului Buzău să beneficieze de ele. Da. Deci, în primul rând, aș vrea să mulțumesc și eu echipei Biroului Electoral pentru modul în care s-au asigurat aceste alegeri. Dar, de fapt, fi trebuit să încep cu mulțumiri adresate domnului primar Boșcodară pentru faptul că a avut încredere să mă copteze în echipa dânsului. Și, desigur, cel doi copășeniței USL pentru modul în care au sprijinit întreaga echipă a parlamentarilor USL, ce a dus la un astfel de rezultat. Deci toți parlamentarii USL candidații USL să devină membri ai Parlamentului. Pe de altă parte, vis-a-vis de realizări sau fiind de obiectivele noastre pe viitor, aș vrea să dezamăgesc presa, pentru că într-o nu le mai da motive de a mai diseca și mai bine ar fi să discutăm de faptele pe care sperăm să le realizăm cât de curând, astfel încât în cei 4 ani de mandat să respectăm ceea ce am promis buzoienilor. Cu siguranță contați pe ceea ce înseamnă reprezentarea la cel mai înalt nivel în Parlamentul României, atât pentru buzoieni, cât și pentru români. Mulțumesc foarte mult și mă succes și felicitări tuturor colegilor. Vreau să-i asigur și pe această cale că vom vedea ca lucrurile pe care colegii noștri la putere le-au promis se vor întâmpla în tocmai, vom vedea, vom fi acolo și o să-i țin la curent. Vă mulțumesc! Domnul senator? E bine să fim o echipă să oferăm acestea.